Accidentul nuclear de la Fukushima a fost un accident nuclear major de la centrala nucleară Fukushima de aici, din Okuma, Fukushima, Japonia, care a început la ora locală 14:46, 11 martie 2011. Cauza imediată a accidentului a fost cutremurul și tsunamiul din Tohoku din 2011, care au dus la o defecțiune a rețelei electrice și au deteriorat aproape toate sursele de energie de rezervă ale centralei electrice. Incapacitatea ulterioară de a răci suficient reactorile după oprire a compromis izolarea și a dus la eliberarea de contaminați radioactivi în mediul înconjurător. Accidentul a fost evaluat cu 7, gravitatea maximă în scala internațională a evenimentului nucleare în urma unui raport de către Organizația Japoneză pentru Siguranța Energiei Nucleare. Este considerat cel mai grav incident nuclear de la dezastru de la Chernobyl din 1986, care a fost de asemenea evaluat cu 7 pe scala internațională a evenimentelor nucleare. Cauzele accidentului. Cutremurul a avariat sistemele de siguranță ale centralei. Tsunamiul a inundat zonele de siguranță, distrugând generatorile de urgență care alimentau sistemele de răcire. Centrala a fost construită fără a lua în considerare un tsunami de magnitudine de 9 grade. Presiunea s-a ridicat. S-au produs explozii de hidrogen care au distrus clădirile reactorilor. Dimineața la ora 4, 12 martie, la aproximativ 12 ore după pierderea energiei, a început injecția de apă dulce în vasul reactorului, ulterior înlocuită cu o conductă de apă. La 15:36 de minute, o explozie de hidrogen a deteriorat structura secundară de izolare. Cauza era necunoscută de la muncitori la momentul respectiv. Totuși, procesul de repornire a injecției cu apă de mare a fost întrerupt de o altă explozie la unitatea 3. Cu asta, Fukushima are unul dintre cei mai puternici curenți din lume. Curentul Kuroshio a transportat apele contaminate departe în Oceanul Pacific, dispersând radioactivitatea. Reactorile. Cutremurul de 9 grade care a avut loc vineri, 11 martie 2011, cu epicentrul în largul coastei de est a regiunii Tohoku. Acest lucru a depășit toleranța de proiectare a reactorului. La detectarea cutremurului, toate cele 3 reactori de funcționare, unitățile 1, 2 și 3, se opresc automat. Datorită defecțiunii rețelei și a deteriorării stației de comutare ca urmare a cutremurului, centrala electrică a pornit automat generatoarele de rezervă. În urma accidentului, cel puțin 164.000 de locuitori din zonele înconjurătoare au fost strâmtați definitiv sau temporar. Tsunami și pierderea puterii. Cel mai mare val de tsunami a fost de 13-14 metri înălțime și a lovit aproximativ 50 de minute după cutremurul inițial. Valurile au deteriorat mai întâi pompele de apă de mare de-a lungul țărmului. 10 dintre cele 13 sisteme de răcire ale centralei pentru generatorile diesel de urgență. Valurile au inundat apoi toate clădirile turbinelor și reactorilor. Compania de energie electrică din Tokyo, TEPCO, operatorul și proprietarul de utilități, a notificat autorității cu privire la urgență de prim nivel. Decese. Dintre aproximativ 2200 de pacienți și vârstnici care locuiau în spitale și în zona de evacuare de 20 de km, 51 de decese sunt atribuite evacuării. A existat un deces suspectat din cauza radiațiilor, deoarece o persoană a murit 4 ani mai târziu din cauza unui cancer pulmonar. Potrivit unei estimări, de peste 1700 de decese sunt atribuite stresul legat de evacuare, marea majoritate dintre acestea având peste 65 de ani. Impactul internațional. Reacția japoneză la dezastru nuclear de la Fukushima Daiichi și reacțiile internaționale de la dezastru de la Fukushima. În septembrie 2011, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a declarat că dezastrul nuclear japonez a provocat o anxietate profundă a publicului în întreaga lume și a afectat încrederea în energie nucleară. În urma accidentului, Agenția Internațională pentru Energie Atomică și-a redus la jumătate estimarea capacității suplimentare de generare nucleară, care urmează să fie construită până în 2035. Ulterior, Germania a accelerat planurile de a-și închide reactorile nucleare și a decis să elimine treptat restul până în 2022. De asemenea, Belgia și Elveția și-au schimbat politicile nucleare pentru a elimina treptat toate operațiunile de energie nucleară. Italia a organizat un referendum național în care 94% au votat împotriva planului guvernului de a construi noi centrale nucleare. În Franța, președintele a anunțat intenția guvernului de a reduce utilizarea nucleară cu o treime. Cu toate acestea, guvernul a alocat o singură centrală electrică pentru închidere. În 2015, China spera să aibă o capacitate nucleară de la 100 de ori mai mult decât avea în 2015. Noi proiecte nucleare se derulau în unele țări. Firma consultantă a raportat în 2018 că 653 de noi instalații nucleare au fost planificate sau propuse pentru finalizare până în 2030. În 2019, Regatul Unit plănuia o extindere nucleară majoră, în ciuda unor obiecții publice.
Rusia avea planuri similare. În 2015, India continua de asemenea cu un program nuclear amplu, la fel ca și în Coreea de Sud. Vicepreședintele indian a declarat că în 2012 energia nucleară este singura opțiune pentru extinderea aprovizionării cu energie a Indiei, iar prim-ministru Modi a anunțat în 2014 că India intenționează să construiască încă 10 reactoare nucleare în colaborare cu Rusia. Efecte radiațiilor la oameni. Contaminarea apei de mare de-a lungul coastei cu ceziu 137, expunerea la radiație celor care locuiesc în apropierea locului accidentului a fost estimată 25 de microziverți în anul următor al accidentului. S-a estimat că locuitorii orașului Fukushima au primit 4 microziverți în aceeași perioadă de timp. Comparație, doza de radiație de fond primită pe parcursul unei vieți este de 170 de microziverți. Locuitorii care au fost evacuați au fost expuși la atât de puține radiații, încât efectele asupra sănătății induse de radiație erau probabil să fie sub nivelul detectabil. Remedierea și recuperarea. Pentru a calma grijile, guvernul a promulgat un ordin de decontaminare peste 100 de zone în care nivelul de radiație suplimentară era mai mare de 1 milizivert pe an. Guvernul a încercat de asemenea să abordeze lipsa de educație privind efectele radiațiilor în măsură în care persoana obișnuită a fost expusă. În 2018 au început tururile pentru a vizita zona accidentului. În septembrie 2020, Muzeul Memorial al Cutremurului și al Dezastrului Nuclear în estul Japoniei a fost deschis în orașul Futaba. Lângă centrala electrică, muzeul expune articole și videoclipuri despre cutremur și accidentul nuclear. În depărtarea combustibilului. Compania de energie electrică din Tokyo, TEPCO, intenționează să elimine materialul combustibil nuclear rămas din centrale. TEPCO a finalizat eliminarea 1535 de ansamblu de combustibil uzat al unității 4 în decembrie 2014. TEPCO intenționează să îndepărteze toate barele de combustibil uzat al unității 1, 2, 5, 6 până în 2031 și să elimine resturile de combustibil topit din rezervoarele reactorului 1, 2 și 3 până în 2040 sau 2050. Conducerea uzinei a estimat că programul de curățare intensivă în cursul de desfășurare atât pentru decontaminarea zonelor afectate, cât și pentru dezinfectarea fabricii, va dura între 30 și 40 de ani de la accident. Tratarea apei contaminate. Începând cu 2013, aproximativ 400 de tone metrice, 390 de tone lungi, 440 de tone scurte de apă de răcire pe zi erau pompate în reactoare. Alte 400 de tone metrice de apă subterană se infiltrau în structură. Aproximativ 800 de tone metrice de apă pe zi au fost îndepărtate pentru tratare, jumătate din care au fost refolosite pentru răcire și jumătate a fost redirecționată către rezervoarele de stocare. În cele din urmă, apa contaminată după tratare pentru îndepărtare de radionuclizi trebuie să fie descărcată în Oceanul Pacific. TEPCO a creat un perete de gheață subteran pentru a bloca fluxul de apă subterană și clădirile reactorului. O instalație de răcire de 300 de milioane de dolari, îngheață solul la o adâncime de 30 de metri. Începând cu 2019, generarea de apă contaminată a fost redusă la 170 de tone metrice. În februarie 2014, TEPCO își revizuiește datele de radioactivitate după ce a constatat nivelul mult mai mare de radioactivitate decât au fost raportate anterior. În octombrie 2019, în zona uzinii erau stocați 1,17 milioane de metri cub de apă contaminată. Apa este tratată pentru un sistem de purificare care poate elimina radionuclizii cu excepția tritiului, la un nivel pe care reglementările japoneze îl permit să fie evacuație mare. În decembrie 2019, 28% din apă fusese purificată la nivelul necesar, în timp ce restul 72% aveau nevoie de purificare suplimentară. Cu toate acestea, tritiul nu poate fi separată de apă. Un comitet în 2020 înființat de guvernul japonez a concluzionat că apa purificată ar trebui eliberată în mare sau evaporată în atmosferă. În iulie 2022, Autoritatea de Reglementare Nucleară a Japoniei a aprobat evacuarea apei tratate în mare. Japonia a spus că apa este sigură. Compensațiile și cheltuielile guvernamentale. Estimările inițiale ale costului pentru japonezi au depășit de 110 miliarde de dolari. În decembrie 2016, guvernul a estimat costul de decontaminare, compensare, dezafectare și depozitare a deșeurilor radioactive de 200 de miliarde de dolari. În martie 2017, o instanță japoneză a hotărât că neglijența guvernului japonez a dus la accidentul de la Fukushima. Nefolosind puterile sale de reglementare pentru a forța TEPCO să ia măsuri preventive, Tribunalul Districtual a acordat 400.000 de dolari pentru 137 de persoane care au fost forțate să-și părăsească casele în urma accidentului. La 30 septembrie 2020, în alta curte, Sendai a hotărât că guvernul japonez și TEPCO sunt responsabili pentru accident, obligându-le să plătească 9,5 milioane de dolari
daunii rezidenților pentru mijloacele de existență pierdute. În martie 2022, Curtea Supremă a Japoniei a respins un recurs din partea TEPCO și a menținut ordinul de a plăti daune în valoare de 12 milioane de dolari pentru aproximativ 3700 de persoane ale căror vieți au fost vătămate de accident. La 17 iunie 2022, Curtea Supremă a achitat guvernul de orice abatere privind potențiala despăgubire a peste 3700 de persoane afectate de accident. La 13 iulie 2022, 4 foști directori TEPCO au fost obligați să plătească despăgubiri în valoare de 95 miliarde de dolari, echipamente, instalații și modificări operaționale. Din incident au reușit o serie de lecții privind sistemul de siguranță al reactorului nuclear. Cel mai evident a fost că în zonele predispuse de la tsunami, peretele unei centrale electrice trebuie să fie suficient de înalt și robust. La centrala nucleară Onagawa, mai aproape de epicentru cutremurul și tsunamiului 11 martie 2011, diga avea o înălțime de 14 metri și a rezistat cu succes tsunamiului, prevenind daune grave și emisii de radioactivitate. În 2013, TEPCO a instalat filtre suplimentare, orificii de aerisire și alte sisteme de siguranță la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa. Sursa de baterii de rezervă pentru 3 plus zile au devenit un standard informal al industriei. O altă modificare este întărirea locației camerelor de generatoare diesel de rezervă cu uși etanșe. Impactul asupra sănătății. Există îngrijorări legate de cancer și alte boli pe termen lung. Curățare și despăgubire au fost estimate de 10 de miliarde de dolari. Doza de radiație naturală la care este expus în general tot Pământul este între 0,001 și 0,002 milizievert pe oră. Doza de radiație maximă admisă, considerată nevătămată omului, este cuprinsă între 200 și 300 de milizievert pe oră. În cazuri izolate s-a constatat că doza este de 500 de milizievert pe oră, poate cauza la unii forma acută a bolii de radiație. Doza de 1000 de milizievert s-a constatat că a cauzat o mortalitate de 10% în curs de 30 de zile, iar doza totală de 6000 de milizievert este letală. Lichidarea catastrofei. Procesul de dezafectare a început imediat după accident și este un proces de termen lung, care se estimează că va dura 10 de ani. Acesta include departarea combustibilului uzat și curățarea contaminării. Autoritățile japoneze au implementat măsuri stricte pentru preveni repetarea unui astfel de accident. Acestea includ îmbunătățiri în infrastructură și în reglementările de siguranță. Investigațiile. Trei investigații asupra accidentului au arătat natura creată de om a catastrofii și rădăcinile ei în captarea reglementării asociate cu rețea de corupție. În august 2011, câțiva oficiali în domeniul energiei au fost concediați de la locul de muncă de către guvernul japonez. În 2016, trei foști directori TEPCO au fost inculpați pentru neglijență care au adus la deces și rănire. Cei trei au pledat nevinovați, iar în septembrie 2019 instanța a fost de acord. Concluziile. Accidentul a condus la o revizuire globală a standardelor de siguranță nucleare. Multe țări și-au reevaluat centralele nucleare. A crescut conștientizarea riscului asociat cu energia nucleară, iar în unele țări, cum ar fi Germania, centralele nucleare au fost închise. În concluzie, accidentul de la Fukushima a fost un moment tragic care a evidențiat vulnerabilitatea centralelor nucleare în faza dezastrelor naturale. Este esențial să continuăm să învățăm din aceste lecții pentru a asigura un viitor mai sigur pentru energia nucleară.